Trebuie umblat cu asta. Bună ziua, să rămână la doamne și la domn, domnișoare, să fiți toți sănătoși. Hristos a înviat, îmi fac și o datoria, ca să nu crede că voi fi pronunțat asta de pe margine, să dea Dumnezeu să fie bine și, cum spunea eu, creangă, dar pe lung, să fie o leacă mai bine. Eu am fost cu profesorul Vasilică de când eram student, în 1972, cu colegi eram de an, cu distinsa mea colegă Virginica, care e sora profesorului, e cea mai mică, dar e cea mai tare de curând. Nu despre. Chiar dacă zici ceva, nu mă supără. Te cunoaște. Profesorul Vasilică era o persoană deosebită și este, și se va menține așa, o persoană deosebită prin cultura sa generală, prin talentul cu care preda la curs. Nu avea un curs tipăriut. Ne preda apotezică și fitotehnică. Și trebuia să apotezi cât mai mult ca să știi la examen. Dacă începea să vorbească, eu uitam să mai notăm, ascultam povestea. Ca la orice chestiune avea câte o poveste. Pe care apoi îmbrăca cu termeni științifici, tehnici și așa mai departe. Și profesorul la examene, pe vremea aceea era destul de greu de studiu, competiții, dar de mare pentru studenți, chiar n-a dat niciodată parte. Și avea un pachet mare de bulbaș, ca să spunem așa, cu țigări, carpași. Știți, domnul director, că n-a fumat. Ați scăpat. Nici eu nu era fumător. Și zice, cine nu ia o țigară de acolo, mă supără. Și zic, domnul profesor, eu o să mă supăr, dar nu pot fuma. Cu toate că familia mea, părinții, tata, mamă, femeile nu fuma, erau mâncăci urmări. Da. Ei, și am rămas așa prieteni în sensul care putem noi permite ca studenți să spune cu profesorul de exprimă. Dar el așa ne spunea. Bă, voi sunteți copiii noștri, adică a profesorilor. Și nu știu dacă ne iubiți sau nu, dar de respectat, trebuie să ne respectați. Ca că e foarte urât și nu e bine deloc. Și am ținut bine lucrul acesta. Noi, în calitate de părinți, suntem obligați să avem grijă de voi, să nu faceți să învățați cât mai multe, pentru că nimic din ce învață omul nu poate să-i dăune. S-ar putea să nu ne ajute întotdeauna, dar de